Suntem la ordinea de zi, o nouă zi plină de evenimente, toată țara gravitează după televiziunile centrale care, ce urmăresc, -o să, vă, o să vă mirați, urmăresc pe Elena Udrea și momentul când i-a mandat pentru 30 de zile. Cred că nu e cineva la acest moment să-și imagineze că se va întâmpla altfel. Știri multe astăzi, uh, uh, din nou... Uh, din nou o zi foarte agitată. Sunt câteva lucruri care trebuie să le reținem. Din păcate, sunt câteva lucruri care ne îngrijoară și o să le dăm un, să spunem așa, o desfășurare mai mare în această seară. E vorba de evenimentele de la Târgușiu unde negocierile au eșuat între sindicate, administrația companiei și ministrul delegat pentru dialog social. Uh, și pe plan extern, unde lucrurile din Ucraina evoluează în, într-o într situație extrem, extrem de controversată. Deci, pe de o parte, americanii anunță faptul că sunt trupe ruse care luptă direct. În zona ucraineană, pe de altă parte, se anunță o posibilitate ca Pentagonul să aprobe ca parașutiștii americani să vină în Ucraina, să lupte efectiv în Ucraina. Știți că se vorbea și de armament. Vă dați seama ce ar putea ieși. Pe de altă parte, se așteaptă rezultatul negocierilor, tot astăzi, care ar putea să fie până la urmă, e o probabilitate anunțată de către agențiile ruse. 70% ar fi posibil un acord de încetare a focului. Bine ar fi să fie așa că cine știe unde ne mai ducem altfel. Ne întoarcem pe cazul, bineînțeles, cum nu se putea altfel, cazul Elena Udrea și vreau să vă spun că el suscită foarte, suscită foarte mult interes pentru a început de aseară, știi, știți, toată lumea a așteptat timp de mai bine de 10 ore să o scoată pe Elena Udrea cu cătușe de la DNA. Lucrul s-a întâmplat, dar să vezi în momentul când a coborât din mașină la cercetări penale la poliția capitalei, nu mai avea cătușele. Și de aici o întreagă isterie națională dacă avea, sau, dacă avea dreptul să nu aibă cătușe sau nu avea. Ba din contră, inclusiv dna a anunțat o anchetă proprie. Atât timp cât era reținută, era deja în ceea ce puțin interesează până la urmă, dar vezi, doamne, că tratament preferențial, că nu știu ce. Au mai fost și alți deținuți care n-au avut cătușe în momentul acela, așa că e cu dus și întors până la urmă, nu ar trebui să ne legăm doar de asta. Reținem însă alte lucruri care apar uh, și cred că ar fi bine să vi le prezentăm. Elena Udrea și fostul ei soț, Dorin Cocoș, au disimulat mita pe care au primit-o pentru atribuirea contractului de licențiere Microsoft prin înstrăinarea și achiziționarea mai multor imobile, încercând astfel să ascundă circuitul financiar al banilor obținuți ilegal. Așa se spune în referatul DNA s-a stabilit că în perioada 2009-2013, Cocoș Dorin și Udrea Elena Gabriela au înstrăinat și respectiv au achiziționat mai multe imobile, existând indicii în sensul că acestea au constituit una dintre modalitățile de disimulare a provenienței sumelor de bani și a circuitului financiar. În concluzie, prin operațiuni de vânzare-cumpărare de bunuri imobile sau bunuri viitoare în ghilimele, acordarea unor împrumuturi către sece către o firmă, respectiv prin inovarea creditului de 3.297.000 de euro de la BRD, Udrea Elena Gabriel a efectuat operațiuni specifice infracțiunii de spălare a banilor, se arată de către DNA. Mai mult, notează procurorii din actul de partaj încheiat între Cocoș și Udrea în 10 iunie 2013, rezultă că în momentul acestei tranzacții, a fost declarată drept datorii comune suma de 540.045 de, 540 de euro ce urma să fie plătită către firma respectivă și creditul de 500.000 de euro contactată de dinu Pescariu scadent în anul 2021. Ambele credite au fost preluată de inculpatul Cocoș Dori, cu antumul sumei împrumutată de la Pescariu Dinu Mihail, declarat la partaj, se contrazice cu chitanțele identificate la perchezițiile domiciliare din birou acestuia și care atestă în fals că anterior partajului respectiv până la 10 iunie 2013 s-ar fi restituit suma de 100.000 de euro. Deci, tot acolo, tot în actul de partaj, rezultă că o mare parte din imobile obținute în perioada 2009-2013, cât și sumele de bani aflate în conturi au ajuns în posesia Elenei Udrea, la care se adaugă și o sumă de 2 milioane de euro. Cităm, din discuțiile dintre Cocoș și Pescariu, rezultă că inculpatul Cocoș i-a solicitat acestuia asemnarea chitanțelor antedatate, deși realiza caracterul fraudulos al acestora. Udrea Elena Gabriela, având cunoștință de demersurile efectuate de Cocoș Dorin pentru a disimula foloasele necuvenite primite. Și tot așa, Uh, lucrurile continuă, deci sunt destul de complicate pentru, pentru Elena Udrea, de a vă și spuneam nu cred că se pune problema ca ea să nu primească uh, să nu primească mandat și până la urmă uh, cei care au dat-o în gât sunt tot prieteni, tot colaboratori, dar am și eu o, o problemă și eu zic că ar trebui să ne frământe pe toți. Bun, Dinu Pescariu a fost cândva un tenismen acceptabil, nu a rupt inima târgului, dar oricum, cu ceva rezultate se știe multe părți din țară de el. Dinu Pescariu a dat în gât pe Elena Udrea, pe Dorin Cocoș, pe alții. Deocamdată el n-a ajuns pe la Mititica deloc, nici măcar pentru 24 de ore, nici măcar sub control judiciar, dacă am înțeles bine. Păi bun, dar faptele le-a făcut. Eu înțeleg că în momentul când faci ăsta și îi dai pe ceilalți în gât, ți se reduce din pedeap să faci o negocier. dar practic în momentul de față facem un spor național cine pe cine bagă și o să rămână, cum am mai spus, cred că la această emisiune, o să rămână acarul pe un, a mai mici, bine, nu-i cazul aici, Elena Undrea din ăia mari, dar poate să apucă și ea să vorbească. Și cine știe pe cine popește și ea dacă se, dacă se ridică, nu? Bun, uh, plecând de la această paranteză. Nu știu dacă e foarte în regulă ca după ce ai făcut nu știu câte fapte nefăcute să nu ai nicio problemă să rămâi în libertate bine mersi și fără să suporți și consecințele. Și apropo că de fapt aici e problema, și la Elena Udrea, și la Dorin Cocoș, și la, ca să trecem la alte dosare, retrocedări și toate celelalte, banii în discuție. Vorbim de prejudicii de sute de milioane de euro. Bun, vrem să vedem banii, să-i confiște statul, să-i facă venit la buget. Pentru că dacă noi avem decât ca pe hârtie, în sensul, mamă, ce prejudiciu mare facem, dar de fapt banii efectiv n-au circulat ăștia și n-au existat niciodată, ci evaluăm noi că nu știu ce, atunci e altă treabă. Pentru că vă citeam într-o seară și cum s-a calculat prejudiciul la mașină în dosarul Tony Greblă. Au calculat ei că, costă, că îl costa 56.000 de euro pe fostul senator dacă închiria mașina care o are de la Nașisu sau, în fine, ruda lui, bărcina, l-ar fi costat în aia 5 ani vreo întreținerea mașinii și chiria vreo 56.000 de euro. Deci, problema că aici e vorba de sume mari, nu ne mai învârtim de 10.000 de euro, e vorba de sute de mii de euro, de milioane de euro. E, dacă banii ăștia vor ajunge acum, mai târziu când apare condamnarea sau chiar și peste ani, vor ajunge la buget, da, atunci, într-adevăr, ne putem bucura că lupta anticorupție făcută acum are succes. Dacă avem doar uh, fumigene, chiar și cu Elena Udrea, chiar și alți politicieni cu Hrebenciu și ceilalți care sunt în momentul de față la închisoare și probabil vor lua și condamnări, pentru că ei în momentul de față sunt trimiși în judecată, dar nu sunt uh, condamnați definitiv. Uh, nu știu dacă le ajută foarte mult. E într-adevăr circul care rămâne și este foarte puternic și la noi de origine latină, nu așa? Știm că romanii le plăceau, deci populațiile din, din orașele romane, din Imperiu și mai ales din epoca Republicii Romane, ce primeau de la stăpânire, de la stat? Pâine și circ. E, noi primim mai mult circ în momentul de față, dar poate că va fi și pâinea să ajungă din nou la bugetul statului și la sume foarte, foarte mari. Apropo de acest, de acest lucru, a venit, am aflat că avem și ministrul al justiției. Că știți, la noi în România, noi nu prea mai avem, avem un procuror general, un tip extrem de prezentabil așa, dar care nu spune nimic, cred că se numește Tiberiu Nițu. Avem un ministru de justiție care strălucește prin absență, mai e și rudă cu premierul. Și avem DNA-ul și cam atât, că Dicotul a fost decapitat. De fapt, aceste departamente, DNA, DICOT, toate pestea care sunt în subordinea parchetului general, sunt stat în stat, sunt mai puternice decât celelalte ai senzația când îi vezi pe ăștia la televizor și pe Cazanciuc și pe Tiberiu Nițu că n-au luat aprobare încă de la, de la, DNA, de la Coduța și ce să spună pe post. Asta e senzația pe care o văd eu. Dacă e așa sau nu, rămâne ca dumneavoastră să mă confirma sau infirmați. Da, vreau să vă spun că astăzi am aflat că ministrul justiției lucrează. Și lucrează Ministrul Justiției Robert Cazanciuc dorește încheierea unui acord în Parlament între partidele politice cu privire la atitudinea publică a politicienilor față de justiție. Cazanciuc spunând că nu ai libertatea de a discuta în spațiu public atunci când ești decident. Adică, știți, ministrul a fost astăzi pe la Ploiești și probabil istoria, știți, Republica de la Ploiești, chestii, i-or fi dat niște idei. -or fi dat. Robert Cazanjug a afirmat miercuri la ploiești că oamenii politici ar trebui să aibă o anumită rezervă atunci când fac declarații publice despre justiție și că își dorește de la nivelul Parlamentului să se încheie în cursul acestui an un acord care să statueze atitudinea publică pe care politicienii o au în legătură cu acest subiect. Spune el, pentru, pentru media fax a dat declarația, eu am făcut apel de fiecare dată la un acord și sper să facem acest lucru în Parlament anul acesta, un acord între partide cu privire la justiție la o anumită atitudine, la o anumită rezervă pe care trebuie să o aibă oamenii politici atunci când discută de justiție. Nu ai libertatea de a te discuta în spațiu public atunci când ești decident. Poți să îți exprimi o părere într-un cadru restrâns, evident, aici fiecare este liber să o facă, dar când ești în poziții publice, ai și obligația de rezervă. A spus Robert Caja, Cazanciuc. Ministrul Justiției a mai spus că există diferență între declarațiile politicienilor care vorbesc cu ușurință despre sistem și cele ale politicienilor care au dosare. Păi, să vă spun o chestie. Din nou asistăm la o cam încălcare de roluri. Adică, dacă parlamentarul X, care nu are probleme, nu are dosar la DNA sau că așa e la modă în momentul de față. Puțin parlamentari cred că nu au dosare la DNA, dar asta e altă treabă. Și el spune, domne, părerea mea, eu decident alesul local de la Gorj, să zicem. Eu vă spun că DNA-ul este corupt, DNA-ul nu are dreptate, DNA-ul nu știu ce a făcut. Unde intră asta? E o declarație care afectează justiția sau e declarație politică care a trebuit să intre și sub, acoperi, sub acoperământul imunității parlamentare? De discutat. Pentru că dacă înseamnă că cenzurez pe ăla, că ăla poți să aibă dreptate. A, am înțeles în varianta că Elena Udrea spune că DNA-ul e de porc pentru că o condamnă pe ea, că, o, așa, că Rebenciu și că alții spun, vorbesc cu râd despre asta pe undeva ar, fi, ar trebui să se abțină. Dar acum pune-te în locul lor. Adică eu, ca părere, dacă eu sunt vinovatul, normal că totdeauna o să dau vina pe ăia. Cum îi cenzurez? Că asta apropo de acord. Adică partidele sau parlamentarii respectivi se vor lăsa așa săltați fără măcar să spună că nu e adevărat și că ăia sunt nebuni? Suntem în România. Deci, nu prea e formulată clar la domn ministru ca să ne lămurească ce vrea cu adevărat. A, ca lider de partid, mi se pare corect să nu mă refer la deciziile instanțelor. Și dacă ați observat, cel puțin n-am auzit președintele să dea indicații, n-am mai auzit primul ministru să dea indicații sau să se comenteze deciziile justiției și cred că și alți lideri importanți. Dar a cere tuturor parlamentarilor care sunt de fapt carnea de tun, și pentru DNA, și pentru DICOT, și pentru parchetul general, e ca să ne facem, apropo de seria 4, să ne facem că, facem că facem ceva. Dar, pe de altă parte, atenție, nu poți să cenzurezi un ales al populației. Omul ăla are niște voturi în spate. Dacă el l-au trimis acolo și nu e nici hoț, nici ăsta, și el spune că ai părerea lui și declarație politică, nu văd ce ai cu el. Dacă el spune că nu-i place de neau, că el crede că e așa, poate omul are și argumente. Ce credeți că acolo, credeți că în justiție sunt numai sfinți? Ia gândiți-vă în ultimii ani, că am văzut și pe la înalta curte și pe la parcher și peste tot. Sau și uscăturile lor, să știți, a, că mai puține decât în altă parte? Probabil că da. N-aș fi foarte sigur pentru că în momentul de față am și eu o întrebare. Bun, știm. Dacă greșește orice magistrat, orice polițist, orice politician, orice om de afaceri, știm cine-l ia. Îl saltă de neau și nu. Dar dacă greșești un procuror de nea, cine ia? Cine? La Dicot am văzut că îi ia tot de neau. Nu, deci aici mai sunt, cred că justiția noastră mare nevoie de niște mecanisme. Dar rămâne de adevărat că este activitatea merită, lăudată, cu prisosință, cel puțin cea din ultima perioadă. V-am promis că ne vom referi mai pe larg la două dintre subiecte. Unul l-am mai abordat și aseară, îl abordăm cam în fiecare seară. <coughs> Ce scuze, o să fie cu siguranță și mâine seară, având în vedere că mâine seară de la ora 17 vom avea un nou meeting de amploare al minerilor și energeticienilor la Târgu Jiu. Administrația comunicatorii CEO nu au spus nimic de genul ăsta. Au tăcut mâlc, oamenii au ieșit în stradă, s-au inflamat și mai rău și, drept rezultat, te acum că nu e adevărat. De parcă te bagă cineva în seamă. Ciurel a mai spus că reducerea salarială programată pentru 2005 este de doar 2,3%. Însă, începând cu 1 martie, urmează să fie disponibilizați aproximativ 3.000 de angajați. El a precizat că va fi vorba de peste 1000 de angajați de la cariera Berbești, care va fi externalizată și cedată către cetgovora, Govora, precum și de angajați care în mare parte mai au un an, exact ce vă spuneam și eu, un an sau doi până la pensie și care vor intra într-un program de protecție socială, în baza căruia vor primi lunar circa 1700 de lei până la atingerea vârstei de pensionare. Pe de altă parte, Vicepreședintele Federației Naționale Mine-Energie, Dumitru Pârvulescu, a declarat că joi la Târgu Juv, va fi organizat un nou protest al minerilor și energeticienilor, la care sunt așteptați aproximativ 5.000 de oameni. Cităm din declarația lui Pârvulescu, oamenii vor să iasă în stradă pentru că actualul manager privat duce compania la faliment, adică dă afară 3.000 de oameni, mărește producția de cărbune cu 15%, pe cea de energie cu 5%, iar la salarii spune că reducerea sunt de doar 2% încotro credeți că ne îndreptăm. Oamenii simt că lucrurile nu merg în direcția cea bună și de aceea vor să protesteze din nou. Ce va fi după aceea vom vedea. Adică ce vrea să spună liderul de sindicat? După noi sau după mine potopul, nu? A spus-o înainte Ludovic al 15 lea Potrivit unui comunicat al CNS Cartel Alfa, protestul programat pentru joi reprezintă un strigă disperat al salariaților CEO față de situația dezastruoasă în care a ajuns întreprinderea în urma managementului privat instituit în societate. FNM și CNS Cartel Alfa solicită guvernului FN... da. <coughs> destituirea managerului CEO, Laurențu Ciurel, reclamând de managementul deficital. Bun. Și bineînțeles se face și cei de la colegii de la Hot News fac și o trecere în revistă a evenimentelor pe care noi le-am tot dezbătut aici. <coughs> Sunt câteva probleme. Și anume, uh, mitingul, oamenii au dreptul să protesteze. E logic acest lucru. Uh, problema ta este că nu discuți cu oamenii, nu discuți cu liderii de sindicat tratezi totul de la opoziție. Tu ești manager privat, ai spate politic, nimeni, tu ești de țină totul de adevărul. Vreau să vă spun că România, sau ca să fim mai duri, deși vorbim la figurat, cimitirile din România sunt pline de oameni indispensabili sau de nelocuit. Adică ce vreau să spun cu asta? Că situația este de așa natură la nivelul CO, încât e nevoie de o comunicare și între sindicate și între administrații. S-a încercat la nivelul CEO în ultimii doi ani o politică de fragmentare a mișcării sindicale, de sindicate aservite, de lideri care au fost sprijiniți, cum au fost sprijiniți. Da, a spus de fapt managerul general că pe lideri i-a cultivat, le-a angajat oameni, le-a angajat familii, le în fine, chestii de acest gen care nu știu cât sunt nelegale, dar asta e altă treabă. Bun. Însă, situația din CO este gravă. O recunoaște toată lumea. Nu avem cifrele exacte, sunt și puțin la secret, dar să zicem că știm unde, unde suntem la acest moment. Păi, dacă suntem în această situație, ce ar fi de făcut? O comunicare mai bună este primul lucru care se poate face. Și bun, tu n-ai de fapt reducere, e cu 2%, da? nu e cu 40%. A fost o dezinformare, da? Și bă, nu ia încă așa se va întâmpla și că calculele sunt făcute cum sunt. Dar tu vino și spune bă, vă minte liderul ăla de sindicat. nu e așa, e reducere de 2%. Ce înseamnă 2% la salariul mine, nu știu, dar e importantă și această reducere, dar e doar, la, doar 2%. A, cad concediile o parte din ele. Cade naveta la o anumită distanță. Sunt și alte lucruri, sunt, le pierdeți. Dar spui omul exact. Nu calculezi 40% sau ceva de genul ăsta. Tu nu o faci. În aroganța, poate în prostie, n-am de unde să știu, ceva se întâmplă în această comunicare. A venit la Târgu ministrul dialogului social. N-a reușit nici el să-i împace, deși părerea mea că nu Uh, nu cred că era neapărat o problemă a Ministrului pentru Dialog Social, pentru că aici trebuie să sosească, și aici îți dau, dau dreptate sindicaliștilor sau cel puțin unei părți în ei, trebuie să vină doi oameni. Ministrul de Resort, Ministrul Energiei, odată, și în același timp Primul Ministru. De ce? Pentru că soarta CO poate fi reglementată, se pot găsi soluții de preluare a producției, deci trebuie să știm ce facem și cum facem. E adevărat că legislația e făcută cum e făcută pentru energia alternativă. Poate că o să vedem dosare la DNA cum s-au făcut aceste chestii cu certificatele vers care au favorizat pe unii. Poate vom vedea și asta. Dar, în situația dată lucrurile ar trebui făcute cumva și în favoarea oamenilor. Deci, încă o dată spun că situația este de așa natură încât uh, este explozivă. Nu știu dacă cineva își permite la acest moment să uh, riște, să spunem, o escaladare, o grevă generală, să spunem, la nivelul, la nivelul CO. Bine, o grevă generală, să știți că nu știu cât ar avantaja pe salariați, dar cu siguranță ar îngropa compania. Pentru că veniturile sunt și așa destul de mici. De fapt, dacă informația mea este corectă, la nivelul CEO se funcționează doar pe linii de credit, deci practic încasările nu sunt decât de pe piața de energie, nu sunt în rest și nu se încasează foarte mulți bani din livrările pe care le face COU, cel puțin la cărbune și sunt, sunt foarte multe probleme. Iar COU funcționează într-o piață concurențială foarte anaipa, foarte dificilă, extrem, deci prețul a coborât foarte mult iar la acest moment, deși nu se spune, prețul la megawatt, sau prețul la tona de cărbune, ca să vorbim de partea minieră, pe, prețul la care se livrează de către cariere către partea de termo, deci căt, pentru a produce energie, este un preț coborât artificial. De exemplu, conform planului de buget, ar trebui să ajungă o tonă de cărbune ca ce ul să fie competitiv la vreo 50,7 50,7 lei. Anul trecut tona a fost prevăzută în buget la 65, da? E, vreau să vă spun că la sfârșitul anului, dacă cifrele sunt corecte ce vă spun eu acum, sub rezerva că le am și eu tot de la liderii de sindicat care au fost la negocieri, a ajuns la vreo 72. Deci eu mă îndoiesc de la 72 vom coborâ la 50 anul acesta. Ar fi sublim, dar nu cred că se poate. Și acum mai e o problemă. De câte ori s-a evit ocazia, managementul CO-ului ne spune rentabil sunt ăștia din zona Rovinari, zona Turceni, zona Jils, și cam atât, zonă carieră de la Motru au o problemă, mai ieși și transportul spre Craiova, produc scump. E, că nu-i chiar așa, o a demonstrat-o contractul cu Sârbii de 1.200.000 de tone, pentru că cine livrează, în primul rând, zona Motru, da? Bun, n-ar fi asta o problemă, să spunem, dar dacă te uiți pe cifrele acelea și le analizezi, și am făcut-o asta inclusiv cu lideri sindicali, cu specialiști din minerii din zona, afli, o, adică ajungi la o concluzie. Cu transport cu tot, cărbunele de la Motru, din zona Motru, care e din zona Motru, pare mai ieftin decât ăla de la Roșia, Pinoasa, zona Rovinari. Cum o fi asta? Sau zona Turceni? Așa că ar trebui să, re, să ne lămurim ce și cum este în momentul de față în CO, pentru că se lucrează cu acele costuri medii care practic ascund unde sunt problemele cu adevărat în cadrul CO. Bineînțeles, nu mă îndoiesc că managerul general, șefii de cariere, știu exact care e situația, dovadă că vă unele informații sunt și de la ei, dar cred că ar trebui să se facă ceva și în acest domeniu, să fie mai transparentă dacă tot vorbim, să vedem unde sunt costurile cu probleme. În esență, conflictul din CEO va continua, dar negocierile trebuie să fie mult mai aprofundate. Și încă o dată am și scris în ultimul număr din vertical, apropo de pactul pe energie, așa se numește editorialul, cred că ar trebui să eliminăm puțin politicul din această ecuație a ce se întâmplă în CEO. Pentru că dacă o luăm pe bune, chiar dacă și-au arogat politicienii merite, indiferent de culoarea politică, nu s-au găsit soluții definitive. Nu s-au găsit în ultimii, că mineritul merge în reducere de ultimii 25 de ani, da? Deci n-am găsit o soluție foarte bună. Bun, dar pe de altă parte ar trebui să presăm clasa politică să se găsească acele soluții și cu ANRE-ul și cu de preluare în piață a unei anumiți anumite cantități minime. Când se va face acest lucru, practic n-ai nevoie, deci ce o va supraviețui de la sine pe activitatea sa, n-ai mai avea nevoie de politic. Facem acest lucru, avem curajul să o facem. S-a încercat la un moment dat chiar de guvernul Ponta, după aceea că presiune externe și așa au fost, că diverse alte lucruri ne-am lăsat cu treaba la jumătate, și era o ordonanță în vigoare care obliga preluarea în piață a unei părți din energia uh, termoelectrică. Bun, mergem mai departe. Sunt și alte subiecte pe ordinea de zi, uh, cum spuneam, uh, și uh, unul dintre ele, înainte de a trece spre spre zona ucrainiană unde veștile sunt din ce în ce mai proaste, am putea să spunem. Să știți că nu e o figură de stil. După cum evoluează lucrurile în Ucraina, s-ar putea la un moment dat să avem chiar, chiar un război pe bune în zona aceea cu diversele repercursiuni și spre noi. Și vreau să vă dau câteva din, din știrile, să spunem așa, ale zilei, și anume Europa riscă o recesiune similară cu cea suferită de Japonia în anii 90, cu impact asupra băncilor. Uh, Europa s-ar putea confrunta cu o stagnare economică și dobânzi aproape de nivelul 0 timp de cel puțin 10 ani, similar cu situația Japoniei din anii 90, ceea ce va pune presiune pe venitul băncilor și va conduce la creșterea creditelor neperformante. A făcut uh, banca Berenberg, a făcut o asemenea, să spun așa, analiză. Uh, DNO a mai făcut astăzi o arestări spectaculoase Directorul Romar și șeful sucursalei Brașov uh, i-au arestat și, cer, uh, și se cere mandat pentru ei ca să nu influențeze martorii. Uh, la Senat a început strângea de semnături pentru revocarea lui Tăricianu de la șefia Senatului. Uh, de asemenea sunt uh, uh, și alte uh, deci avocații spun despre cazul Elena Udrea, tot e la modă și tot am discutat despre el DNA aprobează faptele lui Udrea cu un bilețel de la percheziții și denunțul lui Pescariu dacă e doar atâta e o problemă, dar mă îndoiesc, deci știți foarte bine ce a apărut în spațiu public sunt suficiente dovezi sunt suficiente mandate care se pot cere, deci nu cred că se pune problema ca Elena Udrea n-ar fi, sau se îndoiește cineva că Elena Udrea n-ar n-ar fi vinovată. E, haideți să mergem spre zona ucraineană, pentru că, cum spuneam, astăzi, astăzi seara ar trebui să se afle un, să aflăm de un plan de pace. Există un summit care îi reunește pe președinții francezi, uh, François Hollande, uh, rus Vladimir Putin, ucrainien Petro, Petro Poroshenko pardon, și pe cancelarul german Angela, Angela Merkel uh, și să se, se schițeze un acord privind Ucraina. Sunt deja 5300 de morți în zonă la cifrele oficiale. Uh, deci dacă nu se ajunge la un acord de pace durabil, și inclusiv François Hollande spune că se merge pe război. Și s-a făcut un document de lucru, însă există destule probleme care trebuie rezolvate și principalele puncte de dezacord. Deci unde nu se înțeleg cei patru. Vă spuneam, astă seară trebuie să se dea un răspuns. Uh, încetarea focului este punctul cel mai urgent al acestui acord, dar și cel asupra căruia, în teorie, toată lumea este de acord. Punerea sa în aplicare este totuși complicată. În fața evidenței intervenției Rusiei, care trimite personal și echipament militar din ce în ce mai sofisticat pentru a ajuta separatiștii, problema controlului frontierei între zonele separatiste și Rusia, lungă de 400 km, este crucială. Misiunea celor 500 de observatori ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, nu mai are acces, nu mai are acces aici de luni de zile. Moscova refuză să vorbească despre acest lucru, afirmând că Chievul trebuie să negocieze acest punct direct cu rebelii. O altă problemă dificilă este trasarea liniei de front. Guvernul ucrainian nu o recunoaște decât pe cea care era în vigoare în timpul acordului de la Minsk, Minsk în septembrie. Separatistii nu vor să renunțe la cuceririle lor teritoriale. Se vorbește despre statutul zonei separatiste, de deci ce sunt sceptici americani, ce se va întâmpla în cazul unui eșec. Și aici trebuie să fim atenți. Oamenii politici vorbesc despre acest summit ca despre ultima șansă, dar diplomații implicați în dosar rămân mai prudenți. Totul va continua ca acum, cu o înaintare pe teren a separatișilor cu circa 10 morți pe zi, dar nu cred într-o ruptură militară de mare amploare, subliniază o sursă apropiată dosarului. Un impas diplomatic va relansa și întrebarea privind livrarea de arme defensive Chievului. Chiar dacă Obama nu a luat încă o decizie, din ce în ce mai multe voci pledează peste Atlantic pentru astfel de opțiune. Începând cu noul secretar al apărării, Ashton Carter, la Paris și la Berlin, există îngrijorări cu privire la riscul unei escalade. Deci, echilibru. Dar soluția cea mai simplă, și mă înțeleg de ce, de ce nu se merge pe această soluție, care ar fi mult mai simplă, ar fi să izoleze cele două tabere. Deci, zonă demilitarizată a rezistat ea în Coreea, sigur va rezista și aici, e adevărat, iar pe zona între Rusia și Ucraina, te, să ai trupe neutre OSCE, de exemplu. De ce nu se acceptă această variantă? Pentru că, din câte am înțeles, nu acceptă nici cei din Europeană. Deci, toată lumea merge pe varianta cu Ucraina tare și mare, deși zona respectivă este o zonă cu preponderență rusească, ca și populație. E clar, granițele Europei trebuie recunoscute, dar zona respectivă trebuie să aibă un statut special, pardon, având în vedere contextul din acest moment. Deci, cine credeți că s-ar mai întoarce la situația anterioară, practic este imposibil. Bun, să spunem că rușii nu se mai bagă. Să spunem că reușești să faci acel cordon între Rusia, între Rusia și Ucraina. Ce faci cu cei care s-au ridicat? Ea nu vor depune armele. Nu te voi înțelege. Singura variantă e să extermin pe toții. toți. Își permite Europa în anul de grație 2015 sau 2016 când se va termina conflictul 2017 Uh, își permite să pierzi, să spunem, câteva mii de rebeli, viața lor, nu mai vorbesc de civilii care vor muri în perioada respectivă, să ții zona aceea efectiv dărâmată din punct de vedere economic. Deci, trebuie să ne gândim și trebuie să ținem cont de consecințe. Ca să nu vă mai spun, și acolo, acum refacem un recurs la istorie, uh, Trebuie să ne gândim că încă de pe vremea... Bine, dacă vorbim de politica imperială a Rusiei, vorbim de Petru cel Mare, să spunem că intră ei în epoca modernă, dar dacă vorbim de la regimul, când s-a înlocuit regimul țarist cu cel, cu cel comunist, cel boșevic, în 1917, Rusia a avut de una o, pre, o preocupare în relația sa cu Occidentul de a avea acel cordon sanitar. Deci, ei nu s-au lăsat niciodată încorsetați mai mult decât nici în vremurile când aveau o problemă mare. A fost anii 90 când s-a întâmplat ceva cu acest, uh, cu acest lucru, dar atât. Deci, Rusia a început să-și revină, iar acum ai o forță foarte mare. Trebuie uh, neapărat să te șantajeze Rusia. Dar trebuie să-ți ții conști de părerea ei. Uh, deci, dacă vrei să ajungi la pace, dacă vrei să forțezi un război, e cel mai bun moment. Părerea mea însă că se va ajunge la o anumită înțelegere, dar înțelegerea, cum spuneam, trebuie să și dai ceva, nu mai să ceri de la ruși. Mai ales că atenție, chiar dacă economic Rusia stă foarte prost acum, lucru care ne avantajează pe noi. Să nu credeți că uh, prețul barilului este întâmplător ținut acolo foarte jos să nu credeți asta, se întâmplă ceva. Rușii, la acest moment, conform sondajelor, sunt mai naționaliști ca niciodată. Deci, practic, ne confruntăm cu rezistența unei mari națiuni. Și aici trebuie ținut cont de acest lucru. Pe de altă parte, și acum privind din perspectiva Europei, este de neacceptat ce se întâmplă în Ucraina dar greșeli s-au făcut de o parte și de alta. S-a încercat impunerea unor tipuri de legiuni, niște experimente care s-au făcut în Ucraina și cred că s-a și încălcat puțin, să zicem, acea, acel hotar nevăzut care de apropiere contra Rusiei. Din perspectiva României vorbim acum, deci până la urmă le place unora sau nu le place să recunoască, harta Europei, este pe prut, din nefericire, poate fi pe Nistru. Ucraina, Belarusul, mai puțin țările baltice care au aparținut zonei poloneze, aceste țări au făcut parte cam din totdeauna din, din Rusia. E normal, cumva, să fie și nostalgia și toate celelalte. Vom mai vorbi de acest conflict, însă e o mare problemă legată de de el, uh, și cred că trebuie făcut ceva și în această, și în această direcție. Uh, cum spuneam, uh, uh, sunt, uh, sunt foarte multe evenimente importante la, la ordinea zilei. Însă, haideți să încheiem într-o notă, într notă, mai veselă, pentru că oricum vedem numai atrocități și pe ecrane și peste tot. Și spuneam că ar fi bine să discutăm și despre, și despre alte lucruri. Cineva îmi spune un mesaj venit puțin mai devreme, Frumoasă emisiune, să le ia banii înapoi, astfel vor scoate țara din criză, spune cineva. Alt, alt cineva ne spune că să plecăm de acolo, adică să plecăm de aici. Da, vin dedicațiile muzicale, apropo. Ca să încheiem într-o notă mai distractivă, mai, mai relaxată. Uh, să spunem că 45 de parlamentari, senatori și deputați s-au trezit că au fost călcați de hoți la hotelul unde locuiau. Parlamentarii erau cazați la hotelul Montenegro din capitală. Îi facem publicitate oricum, nu cred că ne trimite cineva la caserie cu el. Iar cheltuielile, iar cheltuielile cu locuințele erau suportate de parlament. Uh, deci hotelul ăsta, unde a stat, a fost tăiată lumina în luna Camere că au fost sparte. Deci, luni dimineața, când au venit parlamentarii la camere, la serviciu, că ăștia vin lunea pe la prânz, știți, că după masă sau așa, ce au găsit? Nu și-au mai găsit laptopurile, hainele, banii, articole de îngrijire personală și toate celelalte. Deci, se făcuse curățenie în cameră dar nu de către angajații hotelului, care nu știu dacă mai avea angajat dacă li s-a tăiat lumina, dar vă dați ce bine, ce bine o duc cu banii de la Parlament dacă nu au bani să-și plătească curentul. Și a venit poliția și acum problema e dacă vor, vor descoperi și hoți. Eu știu, rămâne de văzut, dar greu de crezut că spargerea a fost săptămână în weekend probabil, așa că e mai greu de prins, de prins hoții. Acestea fiind, fiind zise, deci în această notă mai, mai așa, mai distractivă, pentru că trebuie să mai fim și cu zâmbetul pe buze niciodată, vă dau întâlnire și mâine seară la aceeași oră. La revedere!